Acesta este locul unde, în octombrie 2021, a avut loc festivalul ecologic Viața Verde București. Acum, din păcate, Ana Daraban, cea care a fost sufletul evenimentului Viața Verde București, nu mai este printre noi. Un simpozion foarte frumos, trezirea visătorului. Și pentru că mi-am dat seama că meseria mea de inginer de mediu se leagă de acest profil al Asociației Pacea Mama, născută undeva între cele două Americi, o legătură, venită și pe fundalul nevoii din România, mi-am dat seama că vreau să-mi schimb visul de a-mi trăi viața. Iar la COP15, când am fost COP21, am văzut o mișcare cetățenească similară ca și ceea ce vedem noi pe aici. Acest festival, Viața Verde București, s-a născut ca și idee în Paris, în 2015. Acum a ajuns la a 5-a ediție. S-a bucurat tare mult festivalul să sară într-un proiect. Și acest proiect se numește Rechino. Rechino înseamnă rețeaua ecocivică inovativă și mi-a venit ideea ca în cele 6 sectoare să facem 6 cluburi de ecoambasadori care să creeze acea punte între autorități, administrație, institute și cetățeanul de rând. Și așa au apărut acești oameni faini de la liceele din București și avem reprezentanți aici de la un liceu, va veni și un alt liceu în funcție de disponibilitate. Îi așteptăm pe oricare de la liceele din București să devină fie gazda unui club Rechino, fie să adere la acel club care este deja înființat și luați legătura cu noi. Am participat și eu cu o mică expoziție de pictură. Nu au lipsit nici albinuțele și rodul muncilor, mierea. Este tocmai Yggdrasil, uiașul arbore care, în mitologia scandinavă, leagă cele 9 lumi în care ei cred. O lume de foc, una de gheață, una pentru zei și una pentru oameni. Și dintr-o lume în alta, se poate trece doar prin arborele Yggdrasil. Thank you.
lasă-mi mare dragă, ura bătunit. Baby, so let's do. Pardonnez-moi, je vous en prie. Take le game for the real country. We never had any of money. Here would fellow all in to ye. Pardonnez-moi, je vous en prie. To all good fellows wherever they be. We never had any of money. Here would fellow all sing a song. Sing for the brave and sing for the strong. To all those living and those who are gone. We never had any of money. Change it again, boy, change it again. Pardonnez-moi, je vous en prie. As long as you have any ink in that pen, we never a penny of money. Empty that will not pledge me this. Pardonnez-moi, je vous en prie. Peace for the short heart, whatever it is. We never a penny of money. We be sold as thin. Pardonnez-moi, je vous en prie. Lately came for the low county. We never a penny of money. We be sold as thin. Pardonnez-moi, je vous en prie. Lately came for the low county. We never a penny of money. Sold as thin, pardonnez-moi, je vous en prie. Lately came out of the low country, with never a penny of money. Baby, sold as thin, pardonnez-moi, je vous en prie. Lately came out of the low country, with never a penny of money.
Cristina. Aveai părul frumos rău și o floare de măr. Când te-am cunoscut, Cristina, aveai părul frumos rău, iar floarea de măr ședea bine. Când se lasă seara peste București, eu mă uit la fete, dar văd că nu. Când se lasă seara peste București, eu mă uit la fete, dar văd că nu ești. Când ne-am despărțit, Cristina, aveai părul frumos rău, iar floarea de măr ți-a picat. Și Cristina avea părul frumos rău, iar floarea de măr ți-a picărit. Când se lasă seara peste București, eu mă uit la fete, dar văd că nu ești. Când se lasă seara peste București, eu mă uit la fete, dar văd că nu se lasă seara peste București, eu mă uit la fete, dar văd că nu ești. Când se lasă seara peste București, eu mă uit la fete, dar văd că nu ești. Eu mă uit la fete, n-ar văd că nu ești. Eu mă uit la tine, nu știu cine ești. Tango. În cadrul festivalului ecologic Viața Verde București 2021 din Parcul Crângaș, am avut și un atelier de pictură pentru copii. Copiii au fost încântați de acest atelier. A fost un real succes. Puteți vedea creațiile lor, prin care ei s-au exprimat în cel mai sincer mod. Au avut foarte, foarte mulți copii la atelier, dornici să picteze, să picteze dinozauri, flori, flori albastre. Au realizat multe picturi abstracte, au mult copii de diverse vârste, am avut și mai mici și mai mari, au și un băiețel care a pictat această motocicletă, o fetiță care a pictat această lucrare, Eddie a pictat și el în verde și în roșu, avem o pictură de Halloween pictată de alt copil, o altă pictură cu mult roșu. Fructe le plăcea foarte mult să picteze altor copii.
la fel ca și flori, trandafiri. Căpșuni, avem o căpșună superbă pictată de o fetiță. Mara a pictat și ea un fel de trandafir, un trandafir roșu. Avem și un superb soare pictat de un copil mai mare, un adolescent. Daria a pictat un iepuraș. Avem și această căsuță pictată în stilul lor, cum pictează ei căsuțele cu ochi umanizate. Mai avem un fruct și o inimă pictată de Alexia. Iar avem acest soare pictat de un copil care nu prea mai era copil. Un căluț, un unicorn. Renata a pictat și ea trei fetițe, trei copii. Rebecca a pictat tot o fetiță, o prințesică sub soare. Și avem și această lucrare realizată de Alexandra. Ana, nu te vom uita niciodată și vei rămâne mereu în inimile noastre.